supun votului proiectul de decizie cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2016 în lectura 2 cu, în întregime cu propunerile care au fost expuse, care au acumulat votul necesar. Și corelarea, da? Și corelarea. Ok. Eu îmi cer iertare că decizia e, uite, asta e. Deci cu privire la aprobarea și corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2016 în lectura a doua cu propunerile care au trecut cu numărul necesar de voturi pentru buget. Deci, stimați colegi, cine este pentru partidul pentru aprobarea bugetului? Când între vigoare? Când între vigoare, domnul Chirță? Am propus ca să fie inclus punctul care să prevadă cu intrarea în vigoare din momentul publicării legii bugetului de stat în monitorul oficial. Cu includerea punctului, cu includerea punctului acesta care l-a anunțat acum doamna Hierță. Cine este pentru, stimați colegi? Partidul Liberal. 17 pentru. Partidul 15 pentru. Partidul Socialiștilor. Discutați. Partidul Popular European, 4 pentru. Partidul Liberal Democrat, 2 pentru. Partidul Comuniștilor, pentru 2. Partidul nostru, 2 pentru. Domnul Boroc Liviu, pentru. Domnul Ștefăniță, pentru. Partidul Socialiștilor, 17 pentru. Felicitări, stimați colegi, municipiul Chișinău are buget, în sfârșit. 44 de voturi. Contri de întregime, deci...